3D, banda desenată. În viața de zi cu zi, ponderea textelor non-literare este mai mare decât cea a textelor literare. Având scop informativ, știrea, reclama, banda desenată sunt însoțite de alte elemente, cum ar fi imagini, tabele grafice. Banda desenată este o modalitate de comunicare grafică, folosind imagini și text pentru a ilustra un fir narrativ. Replicile personajelor sunt plasate în bule de dialog, orientate spre silueta vorbitorului. Etape necesare: alegerea întâmplării, realizarea ilustrațiilor, stabilirea și scrierea replicilor în bule. Sarcină de lucru. Deschideți manualul digital de limba și literatura română, clasa a 5-a, la pagina 69, pentru a vă reaminti povestea Micul Prinț, scrisă de Antoine de Saint-Exupéry. Rezumatul poveștii Micul Prinț. Undeva în univers trăiește un copil cu părul de culoarea grâului, Micul Prinț. Planeta lui abia întrece mărimea unei case, iar printre ierburi și flori obișnuite s-a ivit o floare fără seamăn pe lume, o floare cu spini, singura prietenă a micuțului. La un moment dat, între Micul Prinț și floare, s-a iscat o neînțelegere. Copilul hotărăște să fugă de acasă, slujindu-se de pribegirea unor păsări călătoare. Pentru că se afla în preajma asteroizilor 325, 326, 330, hotărăște să-i viziteze pentru a-și face prieteni. În călătoria pe asteroizii 325, 326, 330, întâlnește tot felul de personaje ciudate. Un rege care pretinde că domnește, deși nu are supuși. Un vanitos care trăiește singur, crezându-se cel mai frumos și mai inteligent de pe planetă. Un om de afaceri care se consideră proprietarul tuturor stelelor, un savant geograf care studiază lumea fără să fi călătorit vreodată prin locurile despre care știe totul. Acesta îi recomandă Micului Prinț să viziteze planeta Pământ. Sarcină de lucru: realizați o bandă desenată care să descrie vizita Micului Prinț pe asteroizii 325, 326, 328. Sugestii pentru vizita pe asteroizii 325 și 326. Vizita pe asteroidul 325. Pasul 1. Deschiderea bibliotecii 3D pentru inserarea din galeria Cosmos a planetei Marte. Inserarea imaginii prințului. Inserarea baloanelor de dialog și a baloanelor de tip gând. Realizarea imaginii regelui. Transformarea formelor 2D în forme 3D cu butonul Make realizează, creează forme 3D. Copierea textelor de dialog de la adresa următoare. Adăugarea textelor 3D în baloanele de dialog și gând. Gruparea tuturor obiectelor cu butoanele selecție totală și grupare. Din galeria Cosmos extragem imaginea
3D a planetei Marte. Iată și micul bol de gheață. 1 la 1 cu imaginea reală a planetei Marte. Cu cheia de căutare King, adică rege, inserăm pe pânza de lucru și obiectele care descriu regalitatea, obiectele care însoțesc imaginea unui rege. Iată tronul caracteristic și un alt obiect care nu trebuie să lipsească, fiind un blazon regal, se referă la coroana regală. Deocamdată pregătesc intrarea regelui. Până atunci, pentru imaginea micului prinț, alegem această reprezentare a unui copil astronaut. Veșmintele regale sunt pregătite și ele pentru a îmbrăca și persoana regelui exprimată printr-un chip cu un aspect adecvat, cu ajutorul săgeții perspectivă, așezăm obiectele în ordinea firească, selectăm toate obiectele, apăsăm pe butonul grupare, și regele este pregătit de întâlnirea cu micul prinț. Banda desenată presupune existența formei 2D, balon de dialog. Deși este o formă 2D, o vom transforma în obiect 3D. Iată și textul pe care îl selectăm. Text care va fi așezat în bula de dialog, nu înainte de a fi transformat și el, de asemenea, în text 3D. A, iată un supus, spune regele. Tema pentru acasă. Continuați banda desenată cu imaginile vizitei prințului pe asteroizii 327 și 328. Indicațiile de rezolvare sunt similare celor anterioare. Inserarea formelor 2D, balon de dialog și balon gând, inserarea personajelor, copierea textelor de dialog de la adresa indicată, gruparea obiectelor, la final cu butoanele selecție totală și grupare. Continuarea rezumatului cărții Micul Prinț. Ajuns pe Terra, micul prinț întâlnește o vulpe. Vino să te joci cu mine, o pofti
Micul prinț, sunt atât de trist. Nu pot să mă joc cu tine, zise vulpea, nu sunt îmblânzită. Ce înseamnă a îmblânzi? Înseamnă a-ți crea legături. Te rog, îmblânzește-mă, zise apoi vulpea. Bucuros aș vrea, răspunse micul prinț. Ce trebuie să fac? Trebuie să ai foarte multă răbdare, răspunse vulpea. La început te vei așeza ceva mai departe de mine, uite așa în iarbă, eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei rosti niciun cuvânt. Însă vei putea, pe zi ce trece, să te așezi din ce în ce mai aproape de mine. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea și, descoperind legătura profundă dintre el și trandafirul de pe planeta sa, se întoarse acasă. Sarcină de lucru pentru portofoliul personal. Deschideți manualul digital de limba și literatură română, clasa 5, la pagina 83. Realizați o bandă desenată care să descrie îmblânzirea vulpii din povestea Micul Prinț, scrisă de Antoine de Saint-Exupéry. Sugestii de lucru. Vă mulțumesc!